Salutare prieteni și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Un videoclip în care vom vorbi despre liceu, a.k.a. închisoare, a.k.a. când plecăm dracului odată acasă. Pentru cei care nu știu, eu sunt în clasa 11 la Colegiul Național Elena Cuza din Craiova, pe profilul Științe ale Naturii, pentru că nu am vrut să fac mate sau română intensiv. Încă de la început, când am fost și prima dată în liceu, mi-a plăcut. Say what? Mă simțeam ca într-un palat, pentru că liceul este unul dintre cele mai mari din Craiova. Erau cu totul alte condiții față de școala din care veneam eu și asta m-a bucurat. Se presupunea că noi suntem clasa cea mai bună din liceu, așa spuneau profesorii. Deci înseamnă că am nimerit într-un colectiv cât de cât ok. Asta spre norocul și bucuria mea, dar poate tu nu ai atât de mult noroc ca mine. Poate o să dai peste niște colegi care nu sunt chiar pe gustul tău sau chiar profesori. Sau poate pur și simplu ți-e greu să te acomodezi, pentru că nu ești obișnuit cu ceea ce este nou. Dar nu-ți face griji, pentru că astăzi te voi ajuta cu 4 lucruri pe care eu le-am învățat la liceu, astfel încât să-ți fie mai ușor să te integrezi în mediul de acolo. Primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să te simți în largul tău la liceu este să îți stabilești relații sănătoase. Acest lucru trebuie făcut încă de la început, pentru că în momentul în care ți-ai stabilit deja relații toxice, este puțin mai greu să scapi de ele. Uite un sfat pentru boboci. Imediat ce au apărut fișele pe net cu cei admiși la liceul tău în clasă cu tine, caută-le numele acolo și fă un grup. Apoi stabiliți o întâlnire de grup. Astfel, realizați deja o relație de prietenie chiar înainte să înceapă liceul. De asemenea, prima impresie contează și când vine vorba de profesori. Încearcă să nu faci ceva prostesc sau să chiulești în primele zile de școală, pentru că profesorii te vor lua în vizor și e mai greu să scapi după. A, și încă ceva înainte să trecem la următorul pas. Vreau să vă spun că popularitatea nu este atât de importantă. Da, e ok să fii cunoscut, poate îți dă mai multă încredere în tine, dar într-o perspectivă îndepărtată nu ți aduce niciun beneficiu. Asta pentru că tu și prietenii tăi s-ar putea să nu intrați la aceeași facultate. Dar în principiu stai departe de grupurile toxice și vei fi ok. Pasul 2. Implică-te în activități. Ceea ce cred eu că este cel mai important lucru pe care îl acumulezi în liceu este experiența. În liceu experimentezi, vezi ce merge, vezi ce nu merge, ceea ce îți place, ce nu îți place. Există o grămadă de oportunități care vin odată cu implicarea într-o activitate. De exemplu, poți învăța chestii noi, poți întâlni oameni minunați, poți găsi pasiuni noi, poți să te distrezi, să comunici. Sunt o grămadă de elemente care te vor ajuta mai departe în viață. Deci de ce să nu profiți de ocazie? Spre exemplu, eu în clasa nu am participat la Mister. Am participat pentru că n-am câștigat nimic, dar nu contează asta. Contează că m-am distrat și contează că am întâlnit o grămadă de oameni tari cu care încă mai sunt prieteni și azi. Am participat la competiția tinereții, un concurs în care practic liceele se întrec pentru a, la diferite probe pentru a afla cine este cel mai bun din Craiova. Am fost la majorete, am fost la concursuri, am fost în excursie cu liceul, am fost la voluntariat. După cum puteți vedea, sunt o grămadă de activități pe care și voi puteți să le faceți și vă încurajez să le încercați. Sfatul cu numărul 3. Este ok să fii diferit. Noi ca oameni căutăm să aparținem unui anumit grup social și doar pentru a fi acceptați de acel grup, facem anumite lucruri pe care de obicei nu le-ar fi făcut. Și uite așa, încep să fumezi doar pentru că prietenii tăi o fac, încep să bei doar pentru că prietenii tăi o fac, încep să te duci în cluburi doar pentru că prietenii tăi o fac. Prietenii tăi. Trebuie să fii conștient că nu toată lumea te va plăcea și vor încerca să dicteze ceea ce să faci doar pentru propriile lor beneficii. Nu lăsa pe nimeni să spună ceea ce să faci dacă tu nu vrei. Tu știi cel mai bine ceea ce îți dorești, tu știi cel mai bine ceea ce îți place și urmează propria cărare. Și ultimul, dar nu cel din urmă sfat, sfatul 4 este investește în tine. Aceasta este perioada în care vei învăța o grămadă de chestii și în care vor apărea responsabilități pe care până acum poate nu le aveai. Este perioada în care practic te pregătești pentru viață, te pregătești pentru ceea ce este mai greu. Copilăria este pe sfârșit. Așa că încearcă în fiecare zi să fii mai bun decât ai fost ieri. Încearcă să afli lucruri noi, să faci chestii pe care nu le-ai mai făcut până acum, să te distrezi, să vizitezi locuri, să cunoști persoane, să fii practic cea mai bună versiunea ta, pentru că asta e ceea ce contează. Și nu, liceul nu este o închisoare. Și chiar dacă acum îl vezi ca pe o închisoare, peste ani s-ar putea să-ți dorești să te întorci, dar din păcate nu va mai fi posibil. Așa că trăiește acum. Acești 4 ani sunt cei mai frumoși din viața ta, așa că trăiește la maxim.
Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, nu uitați să-l distribuiți mai departe, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și să-mi spuneți în secțiunea de comentarii cum este viața la voi în liceu. De asemenea, am făcut un video mai de mult intitulat Școala, în care vorbesc despre ceea ce cred eu că este bun și ceea ce cred eu că este rău la sistemul de învățământ. Aveți linkul în colțul din dreapta al ecranului. Acestea fiind spuse, eu vă pup și nu uitați, până data viitoare, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!